Marți 27 martie 2018 mă aflu din nou în crescătoria maestrului Nicu Bizighianu din Urziceni, pe care salut, vă salut maestru, ce faceți? Cu deosebit respect. Nu vă era dor de mine? Cred că Dumitale nu ți-a fost dor de mine. Ia că am trecut pe aici, mai venisem de mult și să știți că mă întrebau mai mulți băieți. Mă și întrebam, zic, ce rău i-am făcut eu de nu mai mă vizitează domnul Alexandru. Nu, dar am fost mai ocupat. Vreau să vă zic că mai mulți băieți m-au tot întrebat și mi-au pus aceeași întrebare, ce, dar de la Neanicu, când mai vă duceți, că vrem să mai vedem noutăți. Așa că le-am ascultat rugămintea și acum aflu aici mulțumesc, la dumneavoastră. Mulțumesc. Îmi face deosebit de plăcere să vin ca de fiecare dată, sunteți o gazdă extrem de primitoare, un om deosebit și un columbofil mulțumesc de mare valoare. La capitolul ăsta am mai spus eu, nu luăm nimic cu noi pe lumea înaltă. Exact, nici măcar informații despre porumbei, nu? Nu, vreau să dau, că mi-a plăcut când am primit. Eu le-am spus la mulți prieteni de-ai mei, am multe cunoștințe, să știți, mă întrebau vis-a-vis de informații, de unde mai pot afla și ei câte ceva și le-am zis, stați cu ochii pe mine și de fiecare dată când mă duc la Urziceni și deschide Neanicu gura, că scazi bine ochii. Problema care i-am spus-o băiatului cu colombodromul de la Tartu, enterogoar și cu coccistopul, este o chestie pe care eu am practicat-o pe propria mea răspundere. O să spună cineva, la un porumbel de 400 de grame dai două pastile, pe răspunderea mea. Da. Pe răspunderea mea și mi-a dat rezultate pentru că adenocolii și fel de fel de boli care au apărut în ultima vreme nu poți să faci tratamentul la sutele de porumbei unde sunt doi bolnavi și restul nu sunt. Nu trebuie să-i tratezi. Faci tratamentul individual. Corect. Pe semnătura mea cu rezultate excepționale. Corect. Ce avem aici? Unul dintre zburătorii noastre de top, da? Unul din cei trei care au clasat în 2017 Malta 1300 de kilometri, Tartu 1515. El are seria 9073 din 2012. Da. A clasat Malta și Tartu în 2017 și acum un an, în 2016, a clasat Goldab și în Ucraina 1060 de kilometri. Etape. Deci trei maratoane acum un an, două maratoane în 2017, Krasnodon, 1060 de kilometri, concursul organizat de Bibi Ștefănescu. Da. Porumbel, care are în spate... Ce are ca și origine, exact. La tată, 100% Cărmăzan, Venus Via Cărmăzan, e fantastic, o să-mi vin cu Van Bruenilu Cărmăzan și Rozenilu Cărmăzan, iar la mamă este... Carlos cu Poco al lui Jostone din femeala asta 82-24 care este părie de Vișnaz Mickey Mouse, toți puii din ei mi-au făcut rezultate. Da. Știu că sunteți un maestru al împerecherilor și al infuziilor, nu? Visez. De ani de zile. Visez iarna, toată iarna împerechez și îmi păstrez din toate împerecherile, din toți porumbei adus, pe care îi multiplic în porumbeii mei care mi-au dat rezultate. Exact. De aia și am porumbei mulți. Numai că țin să vă spun, de unde aveam 700 acum un an, am 450 la ora asta și vreau ca la finalul anului să rămân cu 300. Super. Și uite așa, încet, încet, bătrânețea mea se cuplează cu reducerea porumbeilor și cât o-i trăi, o să mă ocup de porumbei. Știu că sunteți prea bolnav ca să... Un mascul foarte frumos, într-adevăr. Spuneți-mi cum arată la mână, că n-am apucat super, să mână pe... Super! E pe același ca la pod, nu? Exact! Super! Ușor! Nimic în plus! Porumbeii da. De maraton nu trebuie să aibă nimic în plus! Văd că i-a spus puțin și dintre a treia tresă aici, nu? I-a pus-o Dumnezeu! I-a pus-o Dumnezeu! Foarte frumos, mă bucur! Îți mai zboară în continuare sau... Da! Îl zburați, nu? Da! Se punea problema să îl dau lui Cărmăzan, dar dacă până acum a stat la mine... E păcat da. Să meargă din nou. Malta, Tartu... Și l-a spus la pereche, deja în pereche acum? Da, Rio. Frumos. Cu ce l-a spus? Ce i-ați dat anul ăsta? Tot combinații de-astea, tot cu Vișnaz de la Carlos. Că da. N-ai să găsești la mine decât Jostone, Robert Venus, Tillen, Müller, în speță de și Ardeni, Van de Wegen. Da. Ăștia-s porumbei de... Da. Bine, și mai e băgat, mai e băgat... Da. Combinația Majestic cu Super Crack. În toate pedigreile din Olanda, câștigătorii în viața mea am studiat, toți aveau departe puțin Janssen, dar Janssen nu găinile alea din chil. Da. Janssen care a zburat. Da, așa este.
și obții rezultate. Dar asta îți trebuie timp, spații, să ții mulți porumbei, că nu toți. Așa e, Nanic. Nu poți să iasă campioni. Dacă ar fi fost așa ușoară, colombofilia, o luau aia bogați, o cea acasă, nu mai prindea nimeni. Nu toți ies perfect la mână, așa, aveți dreptate. Da, corect. E bine că recunoașteți asta, pentru că mulți dintre crescători se pot face dacă ai pricepere și răbdare și cu bani puțin. Dar îți trebuie timp, răbdare, ochi și pricepere. Și ochi, da. Și pricepere. Deci toți factorii trebuie. Da, așa e. Unul dacă lipsește, nu iese. Corect, corect. Super, vă mulțumim mult. Cu plăcere. Domnul Vizighianu, pentru această excelentă prezentare.